Într-adevăr, mare parte din revendicările pe care le aveți noastră, din competența cel puțin al județului, al Consiliului Județean care îl reprezint eu, nu sunt foarte multe. Dar ce mi-am notat foarte succint așa? Primul punct, creșterea veniturilor tuturor angajaților. Asta, sigur că da, are direct legătură cu contractul pe care îl negociem și care o să-l încheiem cu casa și este legat, strict legat de ceea ce înseamnă legea salarizării. Domnul Fegher a fost, și aici la legea salarizării, de ce spun lucrul ăsta? A fost chiar la întâlnirea pe care am avut-o cu Ministrul Dialogului Social la sfârșitul săptămânii. Este o chestiune care, vă rog să credeți că este foarte presantă și la nivelul Consiliului Județean și noi avem foarte multe unități, 26, dacă asta reprezintă ceva, și dacă adunăm tot numărul de salariați care cumva sunt reprezentați ca și ordonatori de credit, dacă vreți, de Consiliul Județean, sunt 5-6.000 de salariați, 2.000 și ceva sunt numai la spital, dar vorbim de protecția copilului, de drumuri, de memorial, de rapsos, de OMS-uri, sunt ce doriți dumneavoastră. Explicația care a fost dată de Ministrul Dialogului Social și este una logică. Până nu se rezolvă problema cu codul fiscal, pentru că ați văzut, se propune și este în dezbaterea Parlamentului codul fiscal acum, nou cod fiscal, care sigur trebuie să aibă bătaie lungă. Dacă se mai face un cod fiscal ca și ăsta care a fost modificat din 2007 până acum de vreo 300 de ori, nu știu dacă va ieși o mare brânză. Și atunci, codul fiscal, odată ce a aprobat codul fiscal, imperios necesar este să aprobe legea salarizării. Legea salarizării, va ști, domnule, astea sunt codul fiscal, astea sunt prevederile fiscale, cam asta se previzionează, nu știu, sunt casează din TVA, din impozii, din accizii, din ce vreți dumneavoastră, astea sunt, asta e proiecția bugetară a României și atunci, în funcție de asta, se discută codul fiscal. De ce spun lucrul ăsta? Nu încerc să pasez, dacă vreți, responsabilitățile la noi în altă parte, dar este strict legat de legea salarizării. Elaborarea regulamentului de spor este strict legat de legea salarizării odată cu aprobarea bugetului, codului fiscal și a legii salarizării. Modificarea legii 284 cu corectarea inechităților cauzate de suprapunerile claselor de salarizare. Sigur că da, este ținut tot de modificarea legislativă și aici, într-adevăr, se gândește în legea salarizării noi, pentru că noi avem o lege a salarizării acum care nu prea se aplică, dacă fie vot sau pe jumătăți, e ceva care e așa, și atunci se gândește să înțeles că să fie numai 5 clase de salarizare, va fi o componentă fixă în ceea ce însemnează salarizarea, după care o componentă variabilă care rămâne la latitudinea ordonatorului de credit, primar, terțiar și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Înseamnă că ca și bază de plecare, nu știu, un asistent medical va avea o sumă, dar funcție de performanță, și aici probabil gândirea este ca să stimuleze activitatea, performanța și așa mai departe, se va putea spune, da, doamna asistentă are salariul de bază de 1500 de lei, dar poate să mai primească niște scuri. Și aici, uitați, domnul prefect, domnul Fegher, adică nu, ce vă spun eu, eu vă spun așa cum... Doamnă, eu vă spun cum se gândește și nu cred că ar fi o gândire greșită dacă s-ar întâmpla în felul ăsta. Dar atunci, într-adevăr, ar trebui să nu avem nici, că am văzut acolo, politizarea spitalelor. Deci nu avem nici oameni care se gândească politic și la, când împărțim suma, e doar domnul Fegher, cum mă cunosc cu dumneavoastră și cu dumneavoastră vă sar că... Dar la spitalul de recuperare, cum s-a întâmplat? Haideți, dar lăsați-mă. Doamna Menegher trebuia să-și dea concursul împreziuă și odată demisia cu ședinții de comisii de administrație, posibil de administrație, ca să nu mai țin concurs. Deci discutăm cu clasele de salarizare. Alocarea unui procent mai mare din Frontul Național de... Asta e pentru spoziționale... Iarăși este o chestiune care nu este așa, adică tot privești. Creșterea tarifului pe casă pondera. Aici, la fel de adevărat, este o chestiune și noi, Ministerul, l-am de fiecare dată, am trimis memorii și nu e o chestiune care să... și ține foarte mult de contractul cu casa. Adică aici, inclusiv noi, ca și județ, suntem foarte nemulțumiți pentru că ce se întâmplă? Ne punem într-o situație în care avem întâlniri din repetate și noastră puteți confirma, nu putem rezolva problemele astea în contextul sau în condițiile în care aceeași activitate medicală se desfășoară într-un alt județ, să spunem, la Suceava, și nu ești plătiți mai bine decât Botoșaniu. Da, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că noi am discutat de lucrul acesta sau în zona privată. Aici, dumneavoastră, împreună cu alte județe care au fost defavorizate, tot așa, comparate unul cu altul care au primit pe casă, da, facem comparații cu Suceava, dar cei care au fost defavorizați, alte județe, să vă adunați și să facem front comun și nu mai acceptăm așa ceva. Da. Trebuie să facem. Ultima discuție care am avut-o cu ministrul secretar de stat Arafat, mi s-a dat o explicație de genul, și cu domnul Cepoi, cred că am discutat, și dumnealui este din zonă, știi?
se pleacă de la ideea că unii sunt mai strategici decât alții. Suceava că e o zonă mai strategică, vin mulți turiști și atunci sigur... Și da, da. Și că, într-adevăr, la un spital universitar operează un profesor universitar la Iași, la noi ca și cum ar opera un altcineva. Nu. Noi protestăm. Da, de acord, de acord. Dar vă spun. De acord, noi salariații la fel suntem de acord că noi... Și nu puteți spune că noi am fost de acord contractul cu casă. Aici o să vă spun și domnul prefect că se gândește, se gândește discuția. Dar nu putem merge mai departe ca să susținem. Stați-mi voi să termin că... Da, păi nu, oamenii pot plecta aici, ce ar trebui să... Acordarea tichetelor de masă restante. Acum, domnul, un moment. Până aici au fost probleme pe care le-am ridicat pentru... Păi da, eu când am spus că sunt chestiuni care țin și din noi, cred că a fost corect cu așa. Din discuțiile care au fost cu dumneavoastră, am spus că noi cel puțin am găsit resurse și pentru 6 luni asigurăm în anul acest... Așa am spus, tichete de masă. Așa am spus, da. Și la rectificare, da. Noi am început să alocăm sumele, deci din punctul ăsta de vedere ne ținem de promisiunea asta. Cu toate... Dar nu s-a întâmplat și nu s-a ajuns acolo. Deci, dacă nu s-a ajuns, acolo trebuie să ajungă. S-au dat abia pe luna ianuarie. Și simțim că numai contă dar rămâne. Coleg, deci acolo îți va ajunge în cel mai scurt timp. Deci acum nu mă întrebați, că noi am dat banii. Vreau să vă spun că anul ăsta, că spuneați dumneavoastră, s-a dat în judecată. Știți că noi anul ăsta am dat, cred că vreo 40 de miliarde la spital și s-o plătit hotărâri judecătorești care au fost vechi. Vreau să credeți. Păi, dar eu nu știu dacă trebuie să ajungă, dar nu îmi puneți mie în cap că e pe vremea lui Oprișanu s-o pierdut la psiatrie, nu știu câte miliarde. Nu puneți mie în cap că s-o pierdut cu Victor Constru, nu știu ce contract, nu știu câte miliarde. Ne-am dat bani. Eu pentru manager care nu... Aici, nu știu, aici sunt chestiuni legislative, nici eu nu pot să mă iau o hotărâre judecătorească, vă rog să mă credeți că n-am să o comestez niciodată, decât trebuie să o iau ca atare și să o respect eu. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am dat astfel de bani și banii s-au dus, v-am spus. Deci, din punctul ăsta de vedere, am dat bani la spital suficient. Am alocat sume, am spus că dăm pentru tichete, mai au fost niște discuții, deci ne ținem de lucrul ăsta. Ultima sumă cred că am alocat-o săptămâna trecută. Sigur, aici sunt niște condiționalități bugetare și dumneavoastră poate știți foarte bine. Mai trebuie și spus și să răspundă și personal cei care au greșit. Da, dar nu! Le-am cerut celor din managementul spitalului, dacă sunt persoane responsabile, sigur că da. Adică... Dar nu pot fi tratat. Aici, el își permite. Promovarea în grad principal cu salarizarea. Vă rog, e ultimul punct și... Ultimul punct, dar eu vreau să vă leacă. Permiteți-mi să vă încerc puțin. Apropo de hotărârile judecătorești. De ce? Dacă eu am făcut atât intervenție pentru sporul de la camera de gardă. De ce? Cei de la conducerea unității n-au avut puterea de decizie și să-mi spună, da, domnule, este corect din acest moment, eu acord acest spor. Deci eu trebuie să aștepte o hotărâre judecătorească, să vin din urmă, să-mi ia și penalizări. De ce nu am puterea de decizie? Și vă rog să credeți că penalizările astea ne creează mari dificultăți bugetare. Dumneavoastră știți că noi anul ăsta, chiar și prin sumele care au fost alocate, plăți, pe hotărâre